să citesc o rugăciune, iar în rugăciunea aceasta sunt câteva litere scrise cu roșu și aș vrea să le pronunțăm cu toată biserica, și anume, noi dedicăm acest locaj. Este o rugăciune pe care aș vrea să o simțim din toată inima. Știți, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că casa mea se va numi o casă de rugăciune și eu aș vrea ca casa aceasta să fie o casă de rugăciune unde se prezintă Dumnezeu, unde lucrează Dumnezeu, unde sufletele sunt ridicate, unde oamenii vin cu boli, cu necazuri, ca să primească vindecare. Slăvit să fie Domnul! De aceea, spun această rugăciune și unde veți vedea aici scris cu roșu, aș vrea să citim cu toții, cu voce tare și Domnul să ne binecuvinteze. Pentru gloria lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, noi dedicăm acest locaj. Pentru predicarea Evangheliei Domnului Iisus Hristos, noi dedicăm acest locaj. Pentru a fi un loc în care să se pogoare Duhul Sfânt la rugăciunea credincioșilor, noi dedicăm acest locaj. Pentru a fi o casă de rugăciune, o biserică în care oamenii îl caută pe Dumnezeu și se închină Lui, noi dedicăm acest locaj. Pentru a fi un loc în care cel apăsat de greul vieții să își găsească alinarea și speranța, iar ei, bolnavii, vindecarea, noi dedicăm acest locaj. Pentru creșterea în credință a copiilor lui Dumnezeu, noi dedicăm acest locaj. Pentru a fi un loc de rugăciune și de părtășie a copiilor lui Dumnezeu, noi dedicăm acest locaj. Dumnezeu să binecuvinteze acest locaj cu alătarea slavei sale. Amin. În continuare, aș vrea să ne rugăm cu toții, însă cu voce tare se va ruga fratele Nelu și Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Sfinte Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt, binecuvântăm numele Tău pentru această zi însemnată în viața Bisericii Sion din acest loc. Ne rugăm, Doamne, ca mulțumirile noastre să fie primite înaintea Ta pentru ajutorul pe care Tu l-ai dăruit, pentru însoțirea pe care ai dăruit-o Bisericii Sion până în această zi. Doamne, ne rugăm să binecuvântezi poporul Tău în această casă de rugăciune. Ne rugăm, Doamne, să binecuvântezi biserica Ta în acest loc cu prezența Ta, cu un cuvânt viu și plin de putere venit prin Duhul Sfânt. Să binecuvântezi în locul acesta biserica Ta cu o revărsare proaspătă a Duhului, cu manifestarea în puterea Duhului Sfânt a darurilor duhovnicești. Adu, Doamne, în locul acesta puterea de vindecare, te rugăm, când poporul Tău va fi adunat aici și se va ruga pentru cei în suferință. Aleluia. Ascultă rugăciunea Ta, Doamne, și coboară-ți prezența. Amin. Mă rog să faci ca Biserica Sion să propășească de această casă de rugăciune. Amin. În numele Domnului Iisus să fie binecuvântată de Tine cu unitate, binecuvântată de Tine cu creștere, binecuvântată de Tine, Doamne, cu întoarcerea sufletelor înspre Tine, cu mântuirea oamenilor care încă nu Te cunosc. Ascultă-Te, rugăm rugăciunea. Pentru slava numelui Tău dedicăm această casă de rugăciune și ne rugăm, Doamne, ca protecția Ta să fie peste locul acesta, binecuvântarea Ta să fie așezată în locul acesta și când oamenii vor veni în locul acesta, în unitatea copiilor Tăi să fie, Doamne Dumnezeule, prezența Ta, binecuvântarea Ta și manifestarea Duhului Tău. Te lăudăm, Doamne, și binecuvântăm numele Tău și Îți mulțumim că până aici Ai ajutat. Și privind în credință spre vremea care va veni, lăudăm numele Tău pentru felul minunat în care vei lucra. Binecuvântează, Doamne, nu numai Biserica Sion, ci toate bisericile din locul acesta, din zona aceasta, din țara aceasta, toate bisericile reprezentate prin cineva care se găsește aici azi, în numele Domnului Iisus,
binecuvântează părtășia adunărilor, părtășia între slujitori, părtășia între frați. Ne rugăm în numele Domnului Iisus ca prezența ta să ne însoțească pe fiecare dintre noi. Amin. Amin. Aceasta este casa Domnului. Amin. Slăvit să fie Domnul, pentru că noi am dedicat locașul acesta. Amin.